FC Botoșani este în continuare în căutarea unui antrenor care să-l înlocuiască pe Leo Grozavu, tehnicianul demis săptămâna trecută. Oficialii grupării moldave au negociat cu Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă și Cristiano Bergodi, însă cu niciunul dintre cei trei nu s-a ajuns la un acord. Conform conducătorilor botoșăneni, pretențiile financiare ale celor trei sunt mult peste ceea ce poate oferi FC Botoșani în acest moment, iar căutările vor continua și în zilele următoare. Până la instalarea noului tehnician, FC Botoșani va fi pregătită de Mugurel Cornețeanu, fostul secund al antrenorului demis, Leo Grozavu.